5, de la versetul 17 la 26, predicarea lui Slăbărău. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudei și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănou și căutau să ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau cum să-l ducă din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când i-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică neînșiși, cine este acesta de rostește bule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice, păcatele sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ ca să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite.